În primul rând, cu cine avem onoarea? Este Alexandra Piscupescu, am 17 ani, aproape 18, și am început gimnastica ritmică la 6 ani. Wow! Doamna Maria Gârbă și Irina Deran. Wow! Spune-mi, cum ai reușit să ajungi unde ești acum? Cât de greu ți-a fost? Cât de mult ai zbătut? Am muncit foarte mult încă de când eram mică. Am fost într-un program foarte strict cu multe fete care pe parcurs au renunțat. Dar eu mi-am dorit foarte mult să ajung sus și am făcut multe sacrificii ca să ajung aici. Îți mai aduce aminte din 100% cât ați început atunci, câte mai sunteți în activitatea competițională? 2. Și eram cam 10-15 fete. Mm-hmm. Am rămas doar 2. Și cum a evoluat până acum? Povestește-mi un pic. În prima parte, când am început gimnastica, mm-hmm. Nu era atât de greu, era mai mult o formă de joc pentru a mă atrage spre acest sport și a devenit din ce în ce mai greu. În momentul în care am intrat în programul competițional, am început cu naționale și câteva concursuri internaționale mai micuțe așa, unde am câștigat medalii și am prins curaj pentru că am văzut că pot și iau locul întâi și așa. Apoi am intrat în competițiile importante, cum ar fi europene și mondiale, unde de asemenea am făcut rezultate bune. Am luat locul 6 la campionatul european de la Torino la juniare și în finală la fel. Locul 15 la campionatul european de senioare de la Bremen din 2010, tot locul 15 la Minsk în 2011 la europene. Și locul 17 la mondiale, care este unul dintre cele mai importante rezultate, precum și locul 6 în finale la preolimpic în 2012 la Londra. Care sunt aparatele tale favorite? Da. Mie, în general, îmi plac toate foarte mult, dar asta depinde și de exercițiul pe care îl fac în perioada aceea. Așa. În prezent, aparatul meu favorit sunt măciucile. Să ne povestești mai mult cum ai reușit și care ar fi trei lucruri care te-au făcut omul să fii omul care ești. În primul rând am fost foarte mult susținută și ajutată de cei din jurul meu, de antrenoarele mele și de mama mea, care atunci când mi-a fost foarte greu, m-a ajutat să merg mai departe și mi-a arătat că pot foarte mult și că nu trebuie să mă opresc în momentele în care mi-a fost foarte greu. Și am muncit foarte mult ca să fiu ceea ce sunt acum. Antrenoarea mea mereu spunea că prin muncă poți ajunge să faci orice îți dorești. Mereu optimiști și să muncească pentru ceea ce își doresc ei, cu plăcere. Și este perfect. Încă o întrebare. Spune-mi, dacă tu citești, ce citești? În prezent nu citesc nimic, deoarece nu prea am timp din cauza antrenamentelor și programului încărcat, dar am citit seria Twilight de Stephenie Meyer și Harry Potter, Mary Poppins și mai multe cărți de cu povești, de copii. Ion Creangă, mm-hmm. Era mai mică. Poți să-mi dai exemplu un moment din viața ta în care etica a jucat un rol foarte important? Da, în momentul de față este un moment greu pentru mine, deoarece știu că am muncit foarte mult și am făcut foarte multe sacrificii pentru a mă califica la Londra, dar am fost nedreptățită de arbitraj și de corupția care a existat și acum Federația Română de Gimnastică Ritmică, condusă de doamna Irina Deleanu, se luptă pentru a câștiga dreptul de a participa la olimpiadă. Mm-hmm. Ok. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Când o să fiu mare,
vreau să mă fac arbitră și antrenare de gimnastică. Nu știu dacă voi putea să le fac amândouă, dar voi încerca. Încă de când eram mică îmi doresc să fiu antrenoare, am visat foarte mult la treaba asta și voi urma facultatea de sport și vreau să fac și școala de antrenori și cursurile de arbitraj de gimnastică ritmică. Super! Și un cuvânt de încheiere pentru cei care se uită la acest filmuleț? Vă doresc să vă urmați visuri și să nu renunțați niciodată la ceea ce vă doriți să faceți.